Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit! Sunt Anca de la Ancuța Tarot și vom face o etalare minunată, fantastică, ca de fiecare dată pentru dumneavoastră, dragii mei, în care vreau să văd care este situația cu persoana dragă, dacă această persoană mai are amintiri cu tine, dacă într-adevăr va rupe tăcerea sau comunicare sau întoarcere, da? Pentru că sunt convinsă că mulți aici așteptați vești de la acest om. Drăguții mei, ca de obicei am să spun, este o etalare generală, luați doar ceea ce vi se potrivește, ceea ce îl lăsați Universului, cu siguranță veți găsi măcar un mesaj pentru dumneavoastră sau ceva util. Dragii mei, ca de obicei vom începe cu energiile, după care vom vedea ce vor să ne spună cărticele din tarot. Mulțumesc frumos celor care sunteți cu mine, mulțumesc frumos celor care îmi scrieți, dragii mei, păreri și gândurile noastre frumoase, complimente, aprecieri. Mulțumesc din tot sufletul și să știți că citesc tot și la toți vă răspund în măsura în care pot, măcar cu o inimioară și cu un like. Drăguții mei, haideți să vedem care este energia pentru astăzi. Pentru dumneavoastră am luat astăzi oracolul zânelor. Cei care doresc etalări private au aici numărul pe măsuță. La fel, dragii mei, aveți e-mailul și telefonul pentru a vedea specific strict pentru dumneavoastră și perechea noastră care sunt următoarele mișcări. Haideți să vedem ce ne zic astăzi cărțile de oracol. Drăguții mei, extragem trei cărți, ca de obicei. Dragii mei, dragi, haideți să vedem ce ne apare pentru dumneavoastră, ce spun zânele astăzi. Iubiții mei, văd aici cartea protecției. Probabil că dumneavoastră aveți aici o protecție din partea celor care vă înconjoară, din partea celor care nu mai sunt în viață, din partea tuturor cu care dumneavoastră vreodată ați interacționat. Și văd aici că aveți această protecție minunată, probabil, de la toate ființele de lumină sau de la niște strămoși, de la niște oameni care nu mai sunt în ființa umană. Da? Deci oameni care probabil că au plecat, au murit, oameni care nu mai sunt lângă dumneavoastră, dar care vă trimit de acolo de unde sunt, dragii mei, toate semnele posibile și vizibile că încă vă iubesc, vă protejează și sunteți sub această aripă a acestor spirite. Ceea ce mai văd aici este vorba și de protecția acelui lucru că dumneavoastră acolo unde mergeți împrăștiați lumină și dragoste. Faptul că psihicul dumneavoastră este un psihic foarte plăcut, faptul că influențați în bine oamenii, faptul că le transmiteți o telepatie pozitivă sau sunteți chiar ca acea persoană care toată lumea și-o dorește lângă ea atunci când vine cu o energie nemaipomenită. Și aceștia sunteți dumneavoastră, dragii mei, pentru că este o carte despre protecție și despre tot ceea ce însemnați dumneavoastră pentru ceilalți și cei care au fost importanți pentru dumneavoastră în viața noastră de acolo de unde nu mai sunt. Drăguții mei, mergem mai departe și avem energia crede în magie. Da? Crede în magie, crede în lucruri magice. Nu vorbim aici de magia neagră, nu vorbim aici de magia negativă, ci vorbim, dragii mei, exact de magia pe care o aduce credința, magia pe care unii o desprind din propria aură, magia pe care dumneavoastră o aveți prin ceea ce știți să faceți, prin darurile cu care ați fost înzestrați, prin harurile pe care le aveți, prin faptul că sunteți o persoană care probabil a influențat în bine și care a dat ajutor celor din jur, a deschis multe drumuri și eu cred aici, dragii mei, că într-adevăr sunteți parte din acel colectiv sau din acele persoane care sunt exact ca și dumneavoastră. Desprindeți aici o lumină minunată, sunteți acea energie pe care toți o doresc în jur și cred că într-adevăr cel mai bine vă simțiți atunci când sunteți în natură sau când probabil stați între floricelele dumneavoastră sau atingeți ceva natural, mă refer la un copac sau stați în mediul viu. Da? Pentru foarte mulți aici este importantă această conexiune cu natura, cu plantele, dragii mei, în mod deosebit, pentru că este vorba de fapt că noi suntem partea naturii, suntem carne și oase, dar automat ne integrăm în acest mare bol de lumină care se numește pământul și energia pământească, da? Deci foarte frumos și foarte frumos, iertați-mă, și această energie. Și a treia, dragii mei, este energia vieții, care văd aici că sunteți dătători de viață, pentru că întotdeauna vă amintiți că dumneavoastră veniți de unde veniți, poate din alte vieți aveți foarte multe puteri de a vindeca persoane, poate că mulți aici au făcut pași cu Reiki, poate că sunteți intuitivi, poate că știți să spuneți de deoc și știți că atunci când cineva are nevoie să întindeți cu adevărat mâna să-l ajutați. Văd că sunteți niște ființe de lumină sau poate într-o altă viață, de ce nu, dragii mei, poate chiar ați fost îngeri sau ați fost persoane care s-au apropiat foarte mult de divinitate, care vin cu niște puteri nemaipomenite și care au misiunea lor în această viață. Deci e clar că lângă dumneavoastră aveți această energie și în dumneavoastră o aveți în mod deosebit pentru a o putea transmite celor din jur, da? Deci foarte frumoase energiile zânelor. Nu sunt niște oracole normale, dragii mei, dar vorbesc aici de un nivel așa mai elevat de lucruri pe care, evident, și acestea trebuie să le știm.
Pentru că e frumos să îmbinăm cum era utilul cu plăcutul și ați văzut că fiecare lucru în viața asta și are sensul lui. Și lucrurile materiale și lucrurile spirituale, toate formează acel tot pe care îl numim viață și energie vitală. Haideți să vedem, dragii mei, ce ne spun astăzi. Deci cărticele vom vedea dacă această persoană mai are gânduri să se împace cu tine, dacă această persoană, dragii mei, mai vrea ceva de la dumneavoastră, dacă această persoană își mai dorește împăcarea, comunicarea și așa mai departe. Simt aici că mulți așteptați încă să vedeți ce se întâmplă cu acest om sau cel puțin aici nu sunt toate lucrurile terminate. Sper să rezonați cât mai mulți, drăguților. Haideți să vedem ce cărticele ne ies. Ca semne avem vărsător, avem capricorn, dragii mei, avem balanță, avem fecioară. Avem un leu, avem iarăși fecioară, avem capricorn, avem berbec, avem taur, săgetător, avem pești, avem iarăși săgetător, avem, drăguții mei, balanță, pești și din nou berbec. Bun, am să ridic cărțile un pic mai sus ca dumneavoastră să le vedeți. Dacă nu v-am zis nicio problemă, dragii mei, le interpretăm împreună pentru că așa ca de fiecare dată facem această poveste minunată pentru cei care mă urmăresc. Drăguții mei, drăguți, haideți să vedem dacă această persoană mai are amintiri, se mai gândește, mai vrea ceva, nu mai vrea ceva cu dumneavoastră, pentru că simt aici pentru foarte mulți că sunteți certați, îndepărtați, răciți, supărați unii cu alții și așa mai departe. Dragii mei, dragi, ceea ce pot să vă spun clar e că persoana asta aici s-a răcit total. Sau când spun că s-a răcit total, iubiții mei, e pentru că această persoană probabil nu a știut cum să facă lucrurile cu tine. Am acea energie a unei persoane care acum parcă taie capete, spumegă, se supără, e nervoasă, aruncă lucruri, s-a răcit total, dar este cineva, dragii mei, aici, care probabil și-a luat o lecție foarte dureroasă. Pentru că văd că după o perioadă în care, într-adevăr, această persoană a fost la pământ sau a fost pusă la pământ de viață, poate că avem aici niște situații, dragii mei, în care acest om, el sau ea, s-a aruncat singură. Adică au sabotat relația cu dumneavoastră, s-au despărțit voit, forțat, s-au lăsat influențați de alții pentru că au fost aici niște energii negative sau exista foarte mult șantaj. Mulți aici sunteți în triunghi amoros pentru că avem acest doi de monede, dragii mei. Persoana asta trebuia să facă într-un fel sau altul, să decidă ori într-o direcție, ori în alta. Văd aici că a fost o perioadă în care cineva a meditat profund, s-a gândit și n-a găsit soluții și văd aici, dragii mei, că în final parcă persoana asta a mai încercat sau tu ai mai încercat să te mai împaci o tură și nici după această tură de împăcare lucrurile nu au funcționat, cine știe ce, dar în fine parcă v-ați mai dat o șansă la un moment dat în sensul bun sau această persoană a venit aici cu niște gânduri de pace spre tine. Cu toate astea, ceea ce văd e că este un om care nu este foarte decis, o persoană care nu știe ce vrea. Simt aici că mulți aveți, dragii mei, încă acele iluzii sau încă așteptați ceva de la această persoană care acum este ori departe, ori cu altcineva, ori ați fost total unul la Ana, altul la Caiafa sau cum se spune pe alte lungime de undă, pentru că văd că în această relație a existat mult dezechilibru. Este clar că omul ăsta cred că a ales pe altcineva pentru foarte mulți aici sau este influențator de familia politică, mama, tata, frații, etc. Văd aici că dumneavoastră ați încercat să-l scoateți dintr-o mare prăpastie în care această persoană căzuse. Poate că avusese datorii, poate că a avut probleme, poate că avea un divorț, poate că pierduse copiii, poate că pur și simplu pierduse rumbo, cum se zice, pierduse frâiele vieții sale și nu știa încotro să se îndreaptă. Văd aici că v-ați pus parcă cu toată lumea în contră de dragul lui, de dragul ei. Ați renunțat la lucruri în familia dumneavoastră, poate chiar ați dat la o parte membrii familiei dumneavoastră dragi pentru acest om, ca el să fie bine și tot n-a fost bine. Dar de simt aici că ați avut foarte multe conflicte, o energie foarte apăsătoare, pentru că această persoană, dragii mei, deși se gândește constant la tine, constant la tine acolo de unde e în momentul ăsta, da? Totuși n-a făcut din tine niciodată prioritatea vieții sale. Și acest lucru, dragii mei, v-a durut foarte tare, pentru că dumneavoastră l-ați văzut pe el sau pe ea cel mai important, da? Cel mai frumos om pe care l-ați întâlnit, cel mai fain ca persoană cu care ați fi vrut să rămâneți. E clar că aici el a stricat lucrurile sau ea, pentru că ori a plecat urechea și s-a lăsat influențat, așa cum am spus, iubiții mei, de tot ce a fost cu negativitate de la cei din jur. Ori oamenii au bârfit, ori cineva aici a spus lucruri care nu sunt adevărate. Ai fost pus pe tapet cu niște minciuni care, de fapt, nu erau ale tale sau ai fost arătat cu degetul pentru ceva ce nu făcusei. Mie mi-este clar că acești oameni toxici din jurul tău sunt cei care, într-o formă foarte, foarte urâtă, ți-au sabotat relația. Sau pentru o mică parte din noastră, poate că
aveți legătură cu fostul, fie că e tatăl copiilor, mama copiilor, etc., dar această persoană n-a făcut decât să pună paie pe foc când dumneavoastră ați fost fericiți și v-a văzut cu altcineva. Știți cum e? Nici cu mine, dar nici tu singur să nu fii bine. Ceva de genul ăsta, am aici energie pentru destul de mulți dintre dumneavoastră. Se pare că această persoană dumneavoastră încă o mai iubiți, da? Și simt într-o formă, poate chiar bizar, o să vi se pare că și persoana asta încă vă iubește, deși probabil această persoană nu s-a văzut niciodată într-un cuplu fericit sau de familie cu tine, pentru că mai avea și pe altcineva în plan sau s-a dus cu altcineva sau te-a trădat și cu alte persoane, da? Asta nu înseamnă că nu te-a iubit, dar era probabil acea persoană care vrea să-și probeze bărbăția sau feminitatea, care n-a fost sigură de ea, care nu vrea să se lege la cap cu o singură persoană sau cum era vorba aia, n-a vrut pentru un porc să ia doar cârnatul sau cum era, da? Eu simt aici doar că această persoană s-a înșelat cu tine pentru că tu chiar îți dădeai, să spunem, chiar viața pentru acest om. Nu spun acum că v-ați fi tăiat venele, Doamne ferește, dar văd aici, iubiții mei, că dumneavoastră chiar ați iubit cu sinceritate și profund acest om. Adică dacă avea nevoie de orice, dumneavoastră erați acolo până la moarte pentru această persoană, ați fi luptat și v-ați fi bătut cu pumnii în piept pentru el sau pentru ea. Lucru care persoana asta ați făcut-o să se simtă bine, ați pus-o pe un pedestal, dar vedeți, dumneavoastră, această persoană nu și-a meritat locul. Nu și-a meritat locul pentru că atunci când tu ai avut nevoie sau atunci când tu l-ai așteptat după o perioadă de pierderi sau când ție ți-a fost greu cu ceva, această persoană parcă și-a pregătit terenul și a plecat din nou într-o altă zonă. Fie zona de confort din trecut, fie o zonă nouă. Pentru că, dragii mei, această persoană e o persoană blocată care în multe situații din viața sa a bătut pasul pe loc. Adică n-a mișcat nimic, tot timpul s-a plâns de toată lumea din jur că îl tratează așa, că o tratează așa, că el nu e de vină, că ea n-a făcut nimica, că el n-a făcut nimica. E clar, dragii mei, că această persoană întotdeauna a fost, să spunem, alintată și realizează acum că în momentul în care nu te mai are, e clar că nu mai este ceea ce a fost odată în viața sa. Acum, într-adevăr, acolo unde îl văd aici că joacă un teatru sau joacă ea un teatru, doar ca să pară că e bine. Poate că s-au avântat cu niște persoane care doar i-au mulțumit, ori sexual, ori material și n-a fost nimic de fundal, n-a fost nimic fondat, mai bine spus, da? Exact cum vă spuneam, în turn, în momentul când doi se apropie și nu este o temelie ca lumea făcută pe sentimente sincere, pe durabilitate, dragii mei, în acea relație, acele lucruri nu țin. Și văd că persoana asta acum parcă calcă pe cioburi, nu știe cum să iasă de acolo și cum să vină spre tine, dar parcă nu mai are curaj nici să-ți dea telefon, nici să te caute și nici să-ți spună: aoleu, mă doare inima de când ai plecat din viața mea. Dar credeți-mă, dragii mei, că stă cu, cum să spun, cu cuvintele în gât, abia așteaptă o mică ocazie, cea mai mică ocazie, și o va avea în viitor apropiat cu tine ca să poată să vorbească. Poate că acum simte acea vinovăție ciudată, acea panică. N-a crezut în vorbele tale când i-ai spus că se vor întâmpla lucruri în viața lui, că va pierde bani, că își vor bate alții joc de el, că va face lucrurile aia greșit, că nici copiii nu sunt cei care... Deci, dumneavoastră ați dat aici niște sfaturi despre viața lui, despre familia lui, a lui sau a ei, domn-doamne, și această persoană nu ți-a făcut caz. Iată că ajunge la cuvintele tale. Știți cum e? Era ideea de tu spune omului ce are de făcut, el o să zică că face ca el și în final îți va da dreptate. Eu cred că fix asta i s-a întâmplat. Și atunci când a vrut să renunțe la tine, pentru că mulți, dragii mei, veniseră aici într-o situație în care, nu știu, poate a fost o noapte de pasiune, tu ai vrut aici o ieșire din decor, erați amândoi după separări, erați după divorțuri, v-ați cunoscut la servici, hai să facem ceva împreună. Se pare că unul a tras hăi să altul cea, pentru că n-ați avut interese în comun, iar această persoană a văzut cât îl iubești și cât ții la el sau la ea și văd aici automat că te-a manipulat emoțional, da? Asta pentru că nu știa ce vrea să facă, nu știa încotro să meargă. Acum vede că nu e o joacă, ceea ce simte pentru tine, care o mare șansă să se întoarcă la ceva mai bun în momentul în care, într-adevăr, va lăsa inima să-i bată în piept. Pentru că e ca și cum persoana asta și-a pus singur piedică, a fost foarte falsă, n-a vrut să facă lucrurile bine. Ceea ce văd este că de multe ori venea pleca, aveți aici situația aceea de acum vin, acum plec, știu de tine, mâine nu mai știu, stau cu tine o perioadă, stai că mai fac și în partea cealaltă altceva. Niciodată n-ați avut siguranța că acest om vă iubește cu adevărat. Adică asta este o stare totală de neliniște, de nefericire pe care mi-ați trăit-o și nu ați meritat-o, da? Este foarte clar. Mai văd aici că nu vă mai faceți iluzii,
Pentru că, dragii mei, acum sunteți foarte împământați în realitate. Văd aici că această persoană duce cu greu acea relație la distanță de tine. Tu la fel nu mai vrei o relație dintre asta în care să vină mâine să plece, să nu știi ce se întâmplă la anul sau cu cine să faci revelionul. Și eu văd aici, drăguții mei, că situația dumneavoastră de viață se va schimba radical. Pentru că cineva aici caută fericirea. Și nu fericirea proprie, ci fericirea în această, cum să vă zic, în această combinație, în această, să spunem, conjunctura în care dumneavoastră ați cunoscut această persoană, pentru că nu vă doriți să fiți singuri, dar nici nu vă doriți să mai fiți cu această persoană și doar să fiți haina de vreme rea, da? Deci văd aici acea dorință de a fi fericiți, acea dorință de a face ceva frumos împreună, acea dorință de a avea un nou început și, sinceră să fiu, să știți, îl văd și pe el și pe ea că sunt doritor să facă niște schimbări la fel ca și dumneavoastră. Adică vin dintr-o energie foarte joasă, dintr-un loc în care nu s-au simțit bine, dintr-un loc în care, să spunem, supraviețuiesc și atât, dar nu mai simt fericire, nu mai simt plăcerile vieții, nu mai simt nimic, pentru că așa cum era lângă tine, nu era lângă nimeni, da? Deci văd aici că e posibil să vă dați o nouă șansă, drăguților, și lucrul ăsta nu este deloc greșit, pentru că pentru foarte mulți aici această roata norocului de fapt înseamnă acea șansă în care veți vedea dacă într-adevăr fugiți amândoi pe roată în aceeași direcție sau unul se aruncă și abandonează rotița, da? Pentru că să știți că este o mare, mare, mare încercare care cred aici că o să aveți de-a face cu ea. Nu este acea fericire totală, ci acea situație în care va trebui să probați dacă această persoană într-adevăr se adaptează nevoilor dumneavoastră de suflet. Dacă nu este vorba de nevoi materiale, nu este nevoie să chinuiți pe nimeni, nu este nevoie să șantajați pe nimeni, așa cum a făcut omul ăsta cu dumneavoastră, ci văd aici că vă veți da această șansă doar ca să vedeți dacă această persoană într-adevăr vine cu sinceritate, se gândește la un viitor împreună și într-adevăr tot ce ați făcut în trecut a contat pentru această situație, da? E clar că nu veți mai lăsa acele lucruri toxice din viața dumneavoastră, nu veți mai vrea încurcături cu familia lui, cu copiii, cu lucruri care nu au funcționat până acum. Vreți să luați lucrurile încet și bine, pas cu pas, pentru că dacă la început au mers lucrurile alandala, a fost pentru că această persoană se împrăștia în mai multe locuri sau nu și-a știut real ce își dorește, da? Și atunci a venit și te-a încurcat și pe tine, pentru că tu căutai ceva stabil și atunci această persoană a dezechilibrat tot ce înseamnă, să spunem, feng shui-ul tău și tot ce înseamnă drumul tău în viață. E, dragii mei, a fost o lecție pentru foarte mulți aici, pentru că văd aici acele învățăminte în care dumneavoastră ați învățat că trebuie să vă apropiați de oamenii care sunt ca dumneavoastră. Nu că să fie identici cu dumneavoastră, ci oameni care să gândească sincer, să vorbească ceea ce trebuie, să fie pentru sufletul dumneavoastră, să nu se uite după bani și după interese sau după aventuri, după care să dispară și să rămâneți singurei, da? Deci vă este teama aceea de singurătate, dar o teamă de singurătate sănătoasă, pentru că persoana asta a mai avut, așa cum am spus, niște șanse să se apropie, dragii mei. Tu l-ai lăsat să vină, dar iar a plecat, au fost ambiții, s-a făcut că plouă și văd că parcă niciodată între amândoi nu ați putut să faceți mai mult decât atât. Deci parcă a fost acolo o mare piedică, un mare blocaj, o treaptă care nu s-a putut urca. E, iată că acum vine acea energie care va debloca toate aceste lucruri, dragii mei, pentru că văd aici că veți testa terenul. Veți arăta aceste persoane că într-adevăr îl iubiți, dar că nu o să vă mai lăsați conduși de această persoană, că nu o să vă mai lăsați viața în mâinile altei persoane care să facă din noastră ce vrea. Văd aici că este vorba de iertare, este vorba de iubire, este vorba de o casă, este vorba de o șansă pe care dumneavoastră vă dați, pentru că finalul încă n-a ajuns între amândoi, dar aici trebuie văzute lucrurile din nou, luate încet și cu seriozitate pentru a funcționa. Deci, drăguții mei, cam asta văd în etalarea de astăzi. Sper să fi fost cât mai în concordanță cu ceea ce poate ați aștepta dumneavoastră să ascultați și să auziți. Haideți să vedem și literele pentru astăzi care sunt, care ne ies. Drăguții mei, sper că v-a plăcut etalarea, mai scot doar câteva și gata. Dragii mei, avem litera A, avem litera W, avem litera M, avem litera S, avem litera Y, avem litera Q, avem litera U, avem litera Z, avem litera S, avem litera G, avem litera B, avem litera F. Cred că acestea sunt, văd aici că se repetă, deci M-ul avem o dată și W-ul la fel, dar nu e nicio problemă, celelalte sunt doar o singură dată ieșite, dragii mei. Sper să corespundă cu cât mai mulți la care v-ați gândit, drăguților, și dacă nu e o problemă, data viitoare vom scoate mai multe litere, așa cum am făcut de fiecare dată, și vom găsi mai multe inițiale. Scumpii mei, dacă v-a plăcut, vă aștept cu drag să dați like-uri, să vă abonați, să apăsați pe clopoțel. Cei care doresc etalări drăguți mei, puteți să apelați la acest număr de telefon, la e-mail, puteți oricând să mă sunați sau să întrebați dacă aveți nevoie pentru situația personală. Eu vom
mulțumesc pentru tot, pentru ce faceți pentru mine în fiecare zi. Mulțumesc frumos pentru comentarii, pentru aprecieri, dragii mei, și să dea Dumnezeu să ne fie bine. Ne vedem cu drag data viitoare. Vă pup! Pa, pa!